București este fără îndoială un oraș cu câini. Aici, omul și câinele sunt două specii înnodate din timp, contopite una în alta, asemenea osândicilor din Infernul Dante. Aici, câinele cu ochi de om înfruntă zilnic omul cu ochi de câine. Câinii știu, ca și oamenii, că trebuie să trăiască. Supraviețuirea, iată de România, singura valoare pentru oameni și strategiile lor sunt inspitori de asemenea. Cățelușe de câteva luni se încuiază cu disperare. Corcituri cu ochi triști se sfâșie pentru un zgârie. Niciodată în istoria lui, Bucureștiul n-a fost atât de sigur, atât de aproape de anti-utopie. Un oraș al maidanelor și al pustiilor, un oraș al câinilor și al iubilor. Câinele are mai multe în comun cu omul decât cu lupul sau cu șacalul din care provine. Câinele maidanez și vagabondul sunt frați. Caselor demolate populează acum ruinele și cimitirele. Urlă la lună printre sârme și mărăcini.
either don't have a home to live in, or home life is so traumatic they've opted for the streets. Sniffing glue dulls the hunger pangs and protects against the cold. Băga mașină, zicea, tu vă să mergi de la mine acasă.
fete minore, deci de 14 ani, de 15 ani, 16. De exemplu, dacă ele nu vreau să fac și asta, le amenințam. Zicea că dacă nu stai că mâine ori te omor, ori văd eu ce fac. Deci la om, și de frică stăteam. De frică stăteam. Orice câine care să n-ai văzut pe ei. Păi câinii stau la adăpost cu noi, pentru că au venit iarna, vara stau pe afară, deci s-au învățat cu noi că îi dăm de mâncare, deci luăm de mici la alte manicade, noi îngrijim. Adică noi îngrijim mai mult când îi încălzește, nu mai apără iarna asta. De obicei, seara, ei așa, deci că sunt bucat de mici asta. Ca un fel de vânătoare. Și i-am făcut răi, adică răi, nu a pe alți oameni, dar pe mine nu, adică a fost răi, nu, nu. Când ești răi, când are de mâncare, imediat vor să-ți caute un stăpân. Se atrage înspre noi, înspre noi, ca să stăm cu ei, să le dăm să mănânce și asta. Și orice câine poate fi și turbasa asta, dar de mic dacă l-ai îngrijit și cum o fi turbat, el gata, zice ăsta-i tatăl meu. Haide să vă zic cum a început. Eram în fața blocului și a venit prietenul ăsta la noi. Mi-a spus că este vorba de un telefon, dar nu mi-a spus că trebuie să-l pejorim sau ceva de ceva. Loc public, luminat. Eu am rămas pe loc, i-am zis și eu nu mă bag. A luat telefonul de la gât. Au apărut două duve de milicieni. Ne-au trântit pe niște mașini, erau într-o parcare acolo. Ne-a pus cătușele, ne-a urcat în dubă și ne-a urcat secție. A urmat Thank you.
dat la recunoscut, a recunoscut ceea ce am făcut. Când am văzut și o declarație, le-am recunoscut și eu. Colegile de aici, de la Sydney, sunt o bandă în care și-mi iau unul ăla. Din caul ăla cu ăla, dacă mi-am luat o sticlă, mie nu mai mi-e foame. Mă simt paradis, visez că maxim mănânc și nu mai pot să mai mă lăs.
ruga să te ajute, tu ești dispusă la stradă să mergi într-un loc, să stai undeva? Da, vreau, dar să nu mă bag. Deci ei preferă să stea în stradă, da? Da, ideea a fost acasă. Lasă la american să audă, da? Da, ei preferă să stea în stradă. Ei doi au fost acasă. Degeaba încercăm să-i ajutăm și noi și voi, că ei refuză, da? Laurentiu lives with a gang of street kids in the Bucharest underground. Many of them are addicted to sniffing solvents. Aurora, marijuana, frate, marijuana, drogul și băutura, mâncarea nu, asta e viața noastră. We'll be right back.
itself. It was freezing, but all he had to wear was a sweatshirt. Soon after, Laurentius set himself on fire. I never found out the real reason why he tried to commit suicide.
de părinți. Dacă nu eram de părinți și cunoșteam, nu mai l-am putut, eram acasă, avea școală. M-a dat încă la un cămin de nebun și eu n-am vrut. Și am zis, dar aia spune, decât să fiu acolo de nebun, că nu-s nebună, stau pe drumuri. Și am stat pe drumuri.